Clubul sportiv școlar Târgoviște a fost reprezentat cu succes și la cel de-al doilea turneu de calificare, care a avut ca miză bilete pentru finalele campionatului național individual de lupte greco-romane pentru juniori, în vitrina clubului apărând o medalie de argint cucerită de ciobanul Alina și una de bronz ajudecată de Burduf Georgiana. Cea de-a treia reprezentată a clubului sportiv școlar Târgoviște, Nechiță Gabriela, și-a judecat doar locul 7. Antrenorul secției de lupte libere, Cornel Cornea, a declarat că se aștepta la aceste rezultate. Este exact ca și finala campionatului național, doar că sunt mai mulți la turneul de calificare. Merg la finală primii 12. Aici sunt mulți, 15, 20, toți care cred că pot participa și se pot califica la finală. Am participat cu 3 din junioarele noastre, ale clubului sportiv școlar. Ciobanul Alina locul 2, Burduf locul 3 și Nechita locul 7. Ea a ajuns pe locul ăla că să luptă în aceeași categorie cu Burduf. Și o categorie foarte grea. Acum, sigur că așteptăm mai mult de la ea, însă deocamdată cred că anul ăsta nu se va putea mai mult de un loc 5. În perioada 28-30 martie, secția de lupte va încerca să treacă cu brio și de testele din finala campionatului național individual de cadeți, care se desfășoară la Iași. Avem 7-8 sportive bune, sunt și 2 băieți calificați. Sperăm în 2-3 medalii la finala campionatului național de cadeți. Acum, sigur că avem speranțe mari la Cioclea Maria. Ea a terminat cele 2 turnee pe locul 1, și la primul turneu și la al doilea. Dacă Dumnezeu ne ajută și merge tot așa, va fi campioana cadeților la categoria 44 de kilograme. Noi asta vrem și ne dorim din tot sufletul ca ea să fie campioană. Am declarat mereu că este una dintre cele mai bune sportive descoperite, crescute de mine și sper ca ea să obțină rezultate mult mai mari decât astea pe care le obține acum.